Bună seara, bună ziua, dragi prieteni RAC! Vă fac astăzi horoscopul pentru bani, luna martie pentru RAC. Haideți să vedem baza dumneavoastră financiară. Începem cu baza financiară. Ce văd eu aici la dumneavoastră? Văd că așteptați o răsplată. Așteptați niște bani. Poate dintr-un serviciu, dintr-o muncă pe care ați făcut-o, sau poate aștepta să mergeți undeva la muncă, sau să primiți ceva. Și această carte înseamnă că veți primi răsplată, chiar dacă încă nu aveți dovezi. N-ați primit încă nimic, dar veți primi. Baza dumneavoastră financiară este bună, puneți bani deoparte pentru zile negre, spune această carte. Ești bine financiar, poate ești mai bine decât te gândești tu. Baza. Haideți să vedem. Vin banii repede. Dacă vin bani repede, ne iasă cartea aceasta care înseamnă că nu. Că faceți ceva sacrificii ca să puteți trece peste niște dificultăți financiare. Nu trebuie să suferiți singur, trebuie să cereți ajutor. Poate vă pierdeți serviciu, poate pierdeți bani, poate ați investit în ceva și ați pierdut banii. Trebuie să faceți față unei situații cam dificile, situația financiară. Mai înseamnă și că se schimbă o situație, se termină ceva cu câștig. Veți învăța foarte mult din această experiență. Mai poate să însemne această carte și ceva întârzieri sau poate că ați anulat unele activități care vă aducea bani. Aceasta din mijloc înseamnă oportunități, bani sunt aproape oportunitățile financiare. Ne spune că sunt alții mai săraci decât tine, să nu te gândești tot timpul că nu ai. Încearcă să dai ceva cu inimă, să dai ceva chiar și dacă ar fi o sumă de 25 de cenți sau cât de mică și când dai, universul este obligat să-ți dea de 10 ori înapoi ce ai dat. Și atunci vor curge bani în viața ta dacă dai. Ce sau cine ne va aduce bani sau de la cine? Ne spune că sunt ceva complicații în proiectele tale, în ce vrei tu să faci. Te-ai încurcat în ceva, ai rămas pe drum în ceva, nu ai continuat ceva, nu poți să continui. Poate în munca ta ești blocat, în afacerile tale. Vei munci și din munca ta vin bani, nu vin așa din senin, nici pentru că i-ai câștigat, doar prin muncă. Și zice să nu uiți ce ai de făcut, să te concentrezi foarte bine, să fii concentrat pe bani. Ultima carte, rezultatul, înseamnă că vor veni bani ușor la tine. Și chiar cât de ușor vin banii la tine, încearcă să pui deoparte. Nu cheltui dacă nu este nevoie. La toate zodiile mele, așa, nu cheltui dacă nu e nevoie. Poate faci drumuri pentru bani, poate te întâlnești cu cineva care te ajută. Așa. Haideți să mai vedem încă una. Cavalerul de pentagrame. În bani înseamnă această carte să fiți realist. Să nu cheltuiți mult, la fel, investiții. Să nu faceți ceva schimbări dacă nu merită. Să faceți ceva ce n-ați făcut. Poate ați uitat să faceți ceva sau poate n-ați făcut ceva la serviciu sau în afaceri sau ce știți dumneavoastră. Ceva nu vă place. Ceva nu vă place la muncă, nu vă place munca dumneavoastră care o faceți. Vreți altceva sau spune să nu faceți deocamdată nicio schimbare. Și ceva, dacă aveți încurcătură sau nu știți, să cereți ajutor. Un sfat ne spune că
Să uitați ce a fost, uitați ce s-a încheiat, lăsați în spate. Nu vă fie frică să încheiați ceva. Gândiți-vă la ce e valoros pentru dumneavoastră. Se termină ceva, o afacere, servici și începe ceva nou. Un nou început sau o nouă aventură. Cam atât pot să văd pentru RAC. Vă mulțumesc că vă uitați și vă doresc toate cele bune!